La aproape trei luni de la tragedia din portul Midia, în urma cărei au murit 14.000 de oi, încep manevrele prin care nava eșuată va fi adusă în poziția de plutire. Astăzi în portul Midia a ajuns o barjă care va răsuce embarcațiunea cu ajutorul unor cabluri. Întreaga operațiune va fi asistată de o macara de mare tonaj și va dura cel mult o lună, dacă nu se strică vremea. Banii vor fi recuperați de statul român de la armator sau de la firma de asigurări. Licitația pentru tractarea navei Queen Hind a fost câștigată de o firmă din România care a început să aducă în portul Midia utilajele necesare amplei operațiuni. Specialiștii trebuie să îndrepte nava astfel încât să plutească din nou, apoi să o aducă la mal și să scoată din interior cele 14.000 de oi moarte. O barjă și o macara gigant de 1800 de tone vor fi utilizate pentru îndepărtarea efectelor dezastrului. Pe epavă vor fi sudate câteva piese metalice de care vor fi prinse cabluri pentru a fi ridicată. Cablurile macararei vor îmbrăca nava ca într-o chingă și operațiunea de ranfloare constă în ridicarea navei concomitent cu răsucirea ei. La momentul verticalizării navei se va interveni din nou cu scafandrii pentru inspecție, văzut dacă situația este diferită față de ceea ce s-a prezentat până acum în documente. După ce embarcațiunea va pluti din nou, barja va fi transformată în punct de lucru, acolo vor fi aduse containere pentru decontaminare, iar lucrătorii vor purta costume speciale. Zecile de mii de cadavre sunt un focar de infecție. Se vor lua măsuri extreme de siguranță pentru a nu lăsa nici cel mai mic risc posibil de contaminare a mediului, de uh, a oamenilor care sunt implicați în operațiune. Compania care a câștigat licitația pentru ranfluarea navei Queen Hind are la dispoziție 35 de zile pentru finalizarea operațiunilor. Acest termen include și incinerarea celor 600 de tone de cadavre care încă se află la bordul vaporului. Acest termen este valabil în cazul în care vremea este bună și permite desfășurarea activității pe mare. Întreaga operațiune de punere pe linia de plutire și ecologizarea zonei costă statul român 19 milioane de lei. Banii vor fi recuperați de la armator sau de la firma de asigurări. Urmărește cele mai tari show integral pe ProTV+.